Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Neculae, da? Da. Comisarul Tudor Cristian vă deranjează de la Poliția Rutieră Brăila, domnule. Da. Nu vă supăra, cine deține permis auto din familia dumneavoastră, mai exact din copiii dumneavoastră? Deține. Cine deține permis auto din copiii dumneavoastră? Băi, majoritate, toți. Aveți pe cineva care este plecat, care a părăsit România? Da. Pe cine anume? Băiatul. Și cum se numește fiul? Cristian. Domnul Cristian, da? Unde este plecat? În ce țară? Păi, e pe tir, nu știu. Da, și nu știți unde, da? Nu. Nu aveți idee. Dumneavoastră suferiți cu ceva, sunteți bolnav, să poate discuta cu dumneavoastră? Ba da. Să poate, ce vă straveți? 61. Bun. Haideți să vă comunic în felul următor, ca dumneavoastră să știți despre ce este vorba. De împăcate, fiul dumneavoastră se afla în Germania, da? Da. Unde noi ne-a sunat ambasada română din Germania și ne-a comunicat în felul următor. Că fiul dumneavoastră, din păcate, a lovit o fetiță în vârstă de 12 ani pe trecerea de pietoni. Da. Ați auzit, da? Fetița momentală este foarte gravă internată în spitalul de copii. Ne-ați auzit, da? Da. Bun, iar fiul dumneavoastră este reținut la organele de poliție din Germania. După cum am înțeles că dânsul va fi reținut și arestat cu mandat de 29 de zile și încarcerat în arestul poliției din Germania. Vă rog să-mi comunicați dacă dumneavoastră doriți ca noi să vă facem legătura cu ambasada română din Germania, unde ca dumneavoastră să comunicați cu dâns și despre ce este vorba, da? Acolo este un domn avocat din oficiu pentru fiul dumneavoastră, se numește Antonescu Marian, dânsul, da? Pe care dânsul ne-a contactat și ne-a pus și numărul dumneavoastră la dispoziție. Păi ce pot să spun eu? Deci spuneți dumneavoastră, doriți ca noi să vă facem legătura? Doriți ca dumneavoastră să discutați cu fiul dumneavoastră, să luați legătura? Că fiul dumneavoastră, bunule pe care le-a avut asupra dumnealui, inclusiv telefonul mobil, are reținut și închis la organele de poliție, da? Și eu cum, ce trebuie să fac? Dumneavoastră ne comunicați dacă doriți ca noi să vă facem legătura, unde puteți vorbi cu fiul și cu domnul avocat, da? În Germania, da? Și dacă da, când să vorbesc? Domnule, dumneavoastră, după cum se vede, că nu se poate să ne înțelegem cu dumneavoastră, da? Eu v-am comunicat destul de clar, fiindcă persim cu dumneavoastră la telefon. V-am adus la cunoștință, da? Ceea ce a căutat să ne explice dânsi. Iar eu vă explic dumneavoastră de momentul de față. Doriți să vorbiți cu fiul în Germania? Să vă facem legătura cu ambasada română din Germania, da sau nu? Și da, când s-a întâmplat? Astăzi, domnule. Eu ce să spun? Ce să spuneți? Vreți să vorbiți cu fiul, da sau nu? Vreți să vorbiți cu fiul dumneavoastră, să-l auziți în telefon? Da. Și de ce nu vorbiți, domnule? V-am comunicat destul de clar. Vreți să vă facă legătura cu ambasada română din Germania, dumneavoastră stați și vă gândiți. Da, domnule, da. Ei, vorbiți, domnule, clar. Da, domnule, doresc să vorbesc cu fiul, să-mi faceți dumneavoastră legătura. Nu să faceți mut în telefon și eu să pierd timp cu dumneavoastră, da? Da. Dacă este caz, eu vă pot închide telefonul, da? Da. Bun, perfect. Rămâneți dumneavoastră pe fir, nu închideți telefonul, da? Da. Auziți, da? Da. Bun, perfect. Rămâneți în telefon. Da, faceți dumneavoastră. Nu este... Da, da, să trăiți. Da, domnul Antonescu, da. Da, l-avem pe domnul... Da, tata este. Da, tata lui domnul Criste, da. Da. Da, cum doriți dumneavoastră, da. Dumneavoastră, da, dumneavoastră spuneți că nu mai vă aflați la secția de poliție, da? Dânsul o să fie reținut, da? Da. Da. Deci o să fie reținut, nu?
Da, totuși dacă doriți dumneavoastră să vă facă legătura, da. Da, fiindcă l-avem pe... Da, avem casă în telefon. Bine, vă mulțumesc. Da, da. Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Neculae, da? Da. Avocatul domnul Antonescu vă deranjează. Da. Acum să. Ce spui tu, mă? Alo? Alo? Da, spune. Bună seara. Să știți că aveți numărul înregistrat și mă duc mâine la poliție. Lasă că te am în pă... Băi, ce ai pățit, mă, ești nebun? Ce-ai pățit tu, mai mă trezești noaptea din somn? Lasă că ești mâine la poliție, la prima oră. Cine sunt? Știi tu cine sunt eu. Hai să vezi tu mâine dimineață. Lasă că poți să zici tu ce zici și vrei să zici, zic. Da, mă, ăștia sunt înregistrate, puișor. Ai înțeles? Lasă că vezi tu, vezi. Dar ești înregistrat, puișor.